Încă suntem la început de an. Așadar, un an binecuvântat. Un an cu Iisus. Un an cu biserica. Un an cu familiile. Un an în care să creștem spiritual. Și pentru că fiecare an scurtează din viața noastră și ne apropiem de clipa plecării. An, ca să ajungem la o clipă a plecării. Fie ca trecerea anilor să ne facă mai spirituali, mai înțelepți, mai maturi. Și pe când va veni clipa aceea, să fim gata. Aleluia. Și să fim cu Domnul. Pentru totdeauna cu Domnul. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră nu o seară, ci trei seri. Așadar, tare m-aș bucura ca în această formulă, sau poate mai adăugată, să fim și mâine seară cu ajutorul lui Dumnezeu și poi mâine, pentru că încercăm să facem din perspectiva predicilor un fel de urcuș, cum facem de obicei, și vom rămâne cumva în același registru în fiecare din aceste seri. Fie totul spre zidire și înviorare. Haideți să ne ridicăm, onorând în felul acesta cuvântul Scripturilor, pe care îl deschidem, dragii mei, la Evanghelia lui Luca, la capitolul 10, citim de la versetul 25 până la versetul 37. Luca 10, 25. Haideți să ascultăm cuvântul Scripturii. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se cobora din Ierusalim la Erihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a lega rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Vă invit să vă reașezați. Care dintre noi nu cunoaște pilda samariteanului milos sau milostiv? După cum vedeți, în prima seară, cel puțin, vă întâmpin cu un text foarte cunoscut, pentru că e bine să începem să ne antrenăm cu ceea ce știm. E bine ca mai ales în prima seară să avem texte care sunt deja în mintea noastră, în inima noastră, cu care suntem familiarizați, pe care toți de aici, mă gândesc, le-am citit măcar o dată în lectura Scripturii, dar cu siguranță am și auzit zeci de predici
din pilda aceasta, pentru că e o pildă îndrăgită și foarte predicată. Are atâta conținut, atâta frumusețe, atâta emoție. E o pildă care descrie, am putea zice într-o singură propoziție, forța iubirii. Și cum iubirea pune în mișcare oamenii unii spre alții și cum iubirea face minuni, cum iubirea redă vindecare, aduce la viață, cum iubirea este un miracol în sine. De aceea, îngăduiți-mi în această seară, dragii mei, să aduc înaintea dumneavoastră, în lumina acestei pilde, un mesaj pe care îl vom intitula Treptele iubirii. Treptele iubirii. De altfel, nu mă deranjează să vă informez, poate cine știe, determinăm să veniți și mâine și poimâine, că cele trei predici care le voi avea, toate vor fi despre trepte. Azi, treptele iubirii. Mâine, treptele, puncte, puncte. Iar poi mâine, treptele, puncte, puncte. Așa am configurat să fie trei mesaje cu trepte. Adică în fiecare seară vom avea un urcuș spre ceva. Azi, spre iubire. Iar toate aceste trei subiecte, cum veți vedea, sunt subiecte majore, importante, care presupun un urcuș, care presupun determinare, adică nu dai buzna în iubire, nu dai buzna în celelalte, ci trebuie să te silești, să te nevoiești, ziceau românii pe timpuri, să-ți dai și tu toate silințele. Trebuie să înțelegem, iubiții mei, în toate aceste seri vom insista pe acest concept, să înțelegem că lucrurile mari, lucrurile importante se dobândesc în mod progresiv, nu se dobândesc dintr-o dată. Știu, am vrea să fim sfinți dintr-o dată, am vrea să fim profesori dintr-o dată, am vrea să fim predicatori dintr-o dată, am vrea să fim cântăreți dintr-o dată, am vrea instant, am vrea minuni. Dar minuni de felul acesta, astea nu sunt minuni. Asta este magie, iar magia nu e de la Dumnezeu. Asta e scamatorie. Cu cât un lucru e mai mare, cu atât se obține în timp, în urma unui proces. Într-o lume în care toți suntem influențați de instant, să încălzim repede mâncarea, să apăsăm pe buton să se aprindă lumină, să dăm enter la calculator și să plece mesajul, să scriem pe telefon și să nu avem niciun delay, nicio întârziere, totul să fie pe loc, instant, instant, instant. În biserică lucrurile stau exact cum? Invers. În viața spirituală lucrurile stau exact invers. Și dacă nu parcurgi etapele, dacă nu urci treptele, dacă nu treci din clasa întâi, în clasa a doua, a treia și așa mai departe, nu ajungi la performanță, nu ajungi să dobândești ceea ce de altfel ne dorim cu toții, lucruri prețioase, extraordinare. Și acum, după această lungă introducere a tuturor celor trei serii, să ne întoarcem la subiectul serii, care am zis că îl intitulăm Treptele iubirii. Privind spre samariteanul milostiv, personajul principal al pildei, observăm, dragii mei, că textul se ocupă cel mai mult de iubirea pe care acesta o manifestă față de un om necunoscut, pe care nu l-a mai întâlnit nici până atunci și probabil după acest episod nu-l va mai întâlni niciodată. Se pare că avem aici în textul acesta o iubire pe care și-o manifestă și o blândețe, o bunătate, o milă pe care o manifestă samariteanul milostiv pentru un om odată în viață, într-o întâlnire unică, irepetabilă în viața lor. Și faptul acesta apare în textul nostru în mai multe versete, iar din această cauză, inclusiv noi, predicatorii, parcă vedem numai treapta aceasta a iubirii, știți? Treapta aceasta, adică să iubești pe cineva în sensul să ajuți, să-ți fie milă, să întinzi mâna, să te sacrifici, să fii un fel de samaritean milostiv pentru cineva odată în, cum am zis, în viață. Dar credeți-mă, cum vom afirma, această
formă de iubire e abia a treia. E abia a treia treaptă. E treapta cea mai înaltă, care ține de o anumită maturitate, dar nu e nici prima, nici a doua. În textul biblic vom vedea, chiar dacă un pic mai voalat, adică un pic mai difuz, mai ascuns, vom vedea că există alte două trepte înainte de aceasta. Și vom încerca să afirmăm că dacă nu le îndeplinești pe primele două, dacă nu te califici în primele două, nu primești atestat, nu primești confirmare să poți merge mai departe. Așadar, haideți să privim la aceste trepte luate pe rând, abia a treia fiind aceea cu ajutorarea cuiva pe care nu-l cunoști. În primul rând, iubiții mei, prima treaptă stă sub îndemnul: ocupă-te de tine. Ocupă-te de tine. Și eu de mine. Am zis ocupă-te de tine ca să nu zic iubește-te pe tine, pentru ca să nu mă risc așa de mult. E un risc prea mare să spui fraților în biserică iubește-te pe tine, câtă vreme suntem îndemnați să nu ne iubim pe noi înșine. Dar când zic ocupă-te de tine, puteți pune în paranteză, măcar în paranteza minții, puteți spune iubește-te pe tine. Pentru că există o iubire de sine corectă. Pentru că înainte de a avea relații unii cu alții, cu biserica, cu lumea întreagă, cu societatea, cu colegii, prietenii, etc., noi avem o relație cu noi înșine. Și despre relația aceasta cu noi înșine se predică rar, puțin, prea puțin, cred eu. Suntem nepregătiți uneori în relațiile cu ceilalți, nu pentru că avem inimă rea, nu pentru că suntem oameni răi, nu pentru că vrem răul cuiva, suntem nepregătiți în relația cu ceilalți, pentru că nu avem o relație sănătoasă cu cine? Cu noi înșine. Ne întoarcem la pildă ca să identificăm această relație cu sine a samariteanului milostiv. Vă aduc aminte că în momentul în care samariteanul a plecat de acasă, probabil de undeva din Samaria, nu dacă era samaritean, el, urmăriți vă rog și intrați în această mică imaginație, el când a plecat de acasă n-a plecat cu gândul mă duc ca pe drum să găsesc pe unul căzut între tâlhari, aproape mort, să-l ajut să fac o faptă bună. Nu mă duc să fac o faptă bună. El a plecat de acasă nu cu gândul acesta. Știu că nu ne prea gândim la asta, dar uite, acum ne gândim, că avem vreme. Avem timp. Samariteanul pleacă de acasă nu pentru a ajuta un om. Aia e pe traseu, aia se întâmplă. El nu merge de acasă cu gând să salveze pe cineva sau să salveze lumea, cum ne gândim noi câteodată. El merge de acasă cu treburi care sunt ale cui? Ale lui. Zice că samariteanul se afla în călătorie, foarte interesant și felul în care este scris textul acesta, ceilalți doi, preotul și levitul, zice că se aflau din întâmplare pe drumul acela. Interesantă formularea, din întâmplare, adică din întâmplare nu te poți aștepta la multe lucruri, pe când ăsta nu era din întâmplare, ăsta a plecat în călătorie, iar textul grecesc zice călătorie e un cuvânt care se referă când mergi spre o destinație precisă, ai un scop, ziceți, precis, nu e o plimbare, nu e ceva aleatoriu, nu e ceva, cum zic tinerii noștri, vorbitori de limba engleză, random, adică așa. Samariteanul era în călătorie. Samariteanul a plecat de acasă cu treburi. Samariteanul știa bine de unde pleacă, unde trebuie să ajungă și apoi unde trebuie să se întoarcă. S-a dus spre o destinație pe care nu o cunoaștem, dar având în vedere că pleca din punctul A în punctul B ca să rezolve treburi, unii comentatori spun că ar fi corect să vedem la acest, în acest samaritean un fel de negustor, deși nu scrie textul, dar să deducem un negustor, un om de afaceri, dar cu sensul de negustorie, care pentru a-și câștiga venitul, banii, nu? Pentru a acumula, pentru a exercita meseria, profesia, trebuie mereu să fie pe drumuri, să fie în călătorie. Înțelegem de aici că samariteanul, înainte de a se ocupa de cel căzut între tâlhari, el se ocupa de viața lui, de profesia lui, de vocația lui.
Nu e despre cel căzut între tâlhari textul în primul rând, ci în primul rând, dar nu prea vedem asta, nu? Este despre cel în cauză, despre personaj, despre samaritian, care știe bine să se ocupe de el și știe că dacă el nu se ocupă de el, nu se va ocupa nimeni de el și să nu așteptăm ca cei din jur să se ocupe de noi. Noi trebuie să ne ocupăm de noi. Avem texte în Scriptură care sugerează, iubiții mei, într-un mod foarte delicat, relația cu noi înșine. Vă dau doar câteva. Bună oară, spune undeva în Efeseni, în capitolul 3, unde e vorba de relația dintre Hristos și biserică, respectiv dintre soț și soție. Zice Pavel, căci nimeni nu și-a urât vreodată, ce? Nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci, cine știe continuare? Hai să ne ajutăm, că nu suntem mulți. Hai să fim interactivi. Nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl îngrijește cu drag, îl hrănește și îl îngrijește, îmi place vorba asta, cum? Cu drag, cu delicatețe. Pentru că dacă nu te comporți cu delicatețe cu tine, nu vei fi delicat cu nimeni. Niciodată. Nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ba dimpotrivă, îl spală, îl hrănește, îl tămăduiește, îl admiră. Îl ia cu el, trupul, dar nu poți să te dezici de trupul tău. Una dintre cele mai grele relații, problematice relații, spun specialiștii, nu sunt relațiile cu ceilalți, ci zice că una dintre cele mai delicate ale omului de-a lungul întregii vieți este relația cu propriul, spre ce arăt eu? Trup. Ocupă-te de tine, iubește-te pe tine, înseamnă în primul rând fă pace cu trupul tău. Cu trupul tău. Adică, voi încerca câteva exemple practice. Am rugăminte acum să nu vă uitați unii la alții. Va fi tendința să-l măsori pe celălalt. Vă rog, nu vă uitați decât în față aici. Ai câteva kilograme în plus, împacă-te cu ele. Dacă nu le poți rezolva. Normal ar fi să le poți rezolva, dar dacă nu le poți, că nu vrei. Măi, ai câteva kilograme în plus, ești supraponderal, ăla-i trupul tău, adică împacă-te cu trupul tău. Nu poți trăi într-o permanentă lamentare că ai câteva kilograme în plus. Te nefericești din cauza trupului. Nu, fă pace cu el, ăsta e trupul tău. De-aia am zis să nu vă uitați acum unii la alții. Ai câteva kilograme în minus? Ești subponderal? Bun, ar trebui să faci ceva, dar dacă deocamdată așa stau lucrurile, fă pace cu trupul tău. Nu să te trezești în fiecare dimineață supărându-te pe kilogramele în minus. Ești mai scund, mai mic de statură. Aici chiar nu mai poți să faci nimic. Asta și Scriptura spune că oricât s-ar strădui un om, zice că nu mai poate adăuga. În aici nu mai putem, kilograme putem adăuga. Ce trist, nu? Kilograme putem, dar la înălțime nu putem. Unde vrem, nu putem. Ești scund sau, mă rog, ești mai mic decât alții în statură, în înălțime. Bun, împacă-te cu asta, asta nu se va putea modifica niciodată. Ba dimpotrivă, pe măsură ce îmbătrânim, zice că ne mai micim. Asta nu e o veste bună, adică mai ne... adunăm. Ne. Ești foarte înalt, ai peste 1,90 m, nici asta nu-i neapărat o binecuvântare. Ești foarte înalt, ești. Ok, ți-ai dorit să fii un pic mai... Uite, nu mai poți coborâ. Împacă-te cu înălțimea ta. Ai urechile clăpăuge? Acum chiar vă rog să nu vă uitați unii la alții. Ai urechile mari? Ok, acolo nu se poate tăia, nu se poate modifica. Împacă-te cu urechile tale. S-ar putea ca, dacă le ai așa, să auzi mai bine. S-ar putea să încearcă să vezi partea bună din lucruri. Ai anumite particularități ale trupului, da? Ca să nu mai continuăm cu exemple. Ai anumite particularități. Ai lucruri pe care nu le poți schimba în trupul tău, pe care nu le poți ajusta, cu care trebuie să te înveți să trăiești, cu care vei pleca din lumea aceasta. Voi pleca din lumea aceasta.
Împacă-te cu trupul tău, pentru că, atenție, în creștinism, trupul nu e doar un pachet de carne și oase și sânge. În creștinism, trupul e templul Duhului Sfânt. Viața pământească care se poartă în trup, adică în trup ne trăim viața pământească, nu o trăim ca suflete invizibile. Viața pământească noi știm, noi spunem, noi credem că este un dar de la Dumnezeu. Ori ai grijă ce faci cu darul lui Dumnezeu și ocupă-te de tine. Ocupă-te ca să ai un trup sănătos cât atârnă de tine. Ocupă-te ca să ai un trup cât mai revigorant, cât atârnă de tine. Fă mișcare, ia suplimente dacă trebuie, după o vârstă trebuie. Ai grijă cu mâncarea, ai grijă cu somnul, da? La timp și așa mai departe, pentru că toate acestea țin de o viață sănătoasă a trupului. Sigur, noi cu toții știm și credem că viața noastră e în mâna cui? A lui Dumnezeu. Dar o responsabilitate asupra trupului a lăsat-o Dumnezeu în dreptul nostru. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune și să ne iubim pe noi și trupurile noastre, să le îngrijim cu drag, așa cum spune și Scriptura, așa cum spune. Dar omul nu e făcut numai din trup, omul e făcut și din suflet, partea materială și partea imaterială. Iar partea imaterială a sufletului are și ea o grămadă de nevoi, precum trupul nostru. Iar sufletul nostru are nevoie de iubire, are nevoie de cunoaștere. Sufletul, care cuprinde și mintea și elementul acesta cognitiv, are nevoie de idei. Nu trăim numai cu mâncare, nu avem nevoie numai de bani, avem nevoie de relații frumoase, nu? Avem nevoie de o încărcătură din aceasta emoțională. Noi suntem și emoție, noi suntem și concepție, și minte. De aceea omul e o ființă complexă, cea mai complexă, pentru că este și trup și ce? Și suflet. Animalul e numai trup și instinct, atât. Dar omul e trup și suflet și de aici o grămadă de nevoi de care are nevoie omul. Omul are nevoie așadar de multă emoție, cum ziceam, de multă cunoaștere, de multe idei. Nu vedeți că atunci când aflăm un lucru nou, mai ales pe un domeniu care ne preocupă, când ni se dezleagă o taină, când ni se rezolvă o ecuație, nu neapărat la matematică, ci când aflăm o explicație din Scripturi pe care nu știam, la care n-am ajuns, inima ni se umple de bucurie, ca și cum am fi mâncat ceva gustos, pentru că mâncăm cu gura, dar mâncăm și cu ce? Cu mintea, cu cogniția. Ce vreau să spun, dragii mei? Vreau să spun că ocupă-te de tine înseamnă în egală măsură, în același timp, ocupă-te de trupul și de sufletul tău. Pentru că sufletul tău are nevoi adânci, chiar mai mari decât trupul. Sufletul tău are nevoie de o prezență superioară ție, nevăzută, dar superioară, mereu de o instanță superioară. Ce bine că acea instanță există și se numește Dumnezeu. Ce bine că există. Pentru că ea răspunde nevoii sufletului tău. Ocupă-te de sufletul tău. Nu umbla ca alții să-L aibă pe Domnul întâi. Tu să-L ai pe Domnul. Eu să-L am pe Domnul. Vedeți că uneori ne luptăm să-i mântuim pe alții și parcă avem impresia că ne pierdem cine? Cine se pierde? Noi. Noi. Ocupă-te de sufletul tău înseamnă citește Scripturile, înmagazinează cât mai multă informație și cunoaștere despre Dumnezeu pe diferite căi. Și acum sunt diferite căi. Vino la asemenea întâlniri în care se proclamă, în care se explică, nu? În care se deschid niște teme. Fii un om reflexiv. Reflexiv înseamnă meditează, nu lăsa să treacă lucrurile pe lângă tine, ia-le în minte, du-le acasă. Când nu poți adormi, când te trezești noaptea, de la o vârstă începi să ai apucături din asta. Să ai mereu subiecte pregătite, o carte pe noptier, ceva care să îți întrețină mintea. Bucură-te de frumos, bucură-te de frumos, de artă, de artă, atâta cât o pricepem, bucură-te. Sigur că cea mai accesibilă formă de artă pentru noi evanghelici este și rămâne muzica, fără îndoială. Bucură-te de muzică măcar. De muzică, nu doar la biserică. Sufletul omului, ca și trupul, dar sufletul mai mult, mai variat, mai adânc, are nevoie de multe ca să se salveze. Mântuirea este ceva complex, iubiți frați și surori, nu e ceva simplu, nu se poate face într-o duminică, nici măcar în trei seri ca acestea.
o viață ne mântuim. O viață. Și cu cât e mai lungă viața, cu atât e mai bine, că ne mântuim mai bine, înțelegem mai bine, aprofundăm mai mult, ne apropiem de Domnul mai mult. Când cerem de la Dumnezeu să ne dea ani mulți, viață îndelungată, când cerem, noi o cerem ca să ne mântuim în viața aceasta. Să ne ajute Dumnezeu. O, iubiții mei, când spunem ocupă-te de tine, iubește-te pe tine, tocmai asta spunem, tocmai la asta ne referim, la trup și la suflet. Fă pace cu trupul tău, fă pace cu sufletul tău, cu mintea ta, fă pace cu ceea ce ești, fă pace cu ceea ce ai, cu ceea ce ai pe dinăuntru, fă pace cu mintea ta. Doar o remarcă vreau să mai fac și apoi o precauție și mergem la a doua treaptă. Știți că am făcut acele referiri la trup, adică împacă-te cu trupul tău atâta cât e de înalt, de scund, de... Nu mai intrăm în detalii, că numai ne supărăm, numai ne întristăm. Dar să știți că mintea omului, care este parte nevăzută, da, nu ține cumva de trup, are legătură cu creierul, dar nu ține de trup, mintea fiecăruia dintre noi are niște limite, are niște aplecări, niște, cum să spunem, niște inclinații. Și mintea oricăruia dintre noi, pe care fiecare și-o cunoaște pe a lui, are limitele ei. Și trebuie să ajungi să faci pace și cu mintea ta, atâta cât e, atâta cât ai exersat-o, atâta cât știi. Nu poți să trăiești în permanență supărat pe mintea ta, știți ce zic, pe acumulările tale, pe fiecare suntem diferiți. Și noi când ne adunăm la oaltă și când punem mințile noastre toate la oaltă, este ceva frumos, că dacă rămâne numai unul cu mintea lui, oricât ar fi de strălucită, e ceva puțin. Dacă când punem mințile toate, e ceva mult, e ceva minunat. Vreau să vă spun, dacă cuiva îi place informația asta, m-aș bucura să-i placă, că mult înainte de Hristos, cu vreo 4 secole înainte, Platon, marele gânditor Platon, spunea că mințile oamenilor sunt toate legate împreună într-un fel de rețea, evident nevăzută. Și că există forță umană, spunea Platon, și câtă inteligență dacă te gândești fără Hristos, înainte de creștinism. Și există forță, atâta forță umană există, cu cât se pot aduna mai multe, ziceți, mai multe minți. Iar mințile oamenilor, toate, deși oamenii nu conștientizează asta pentru că nu se vede, el zicea, sunt conectate cu o minte supremă și el numea mintea supremă, forța supremă, dar nu știa să-i spună pe nume, n-avea numele. Dar după toată descrierea lui Platon despre ființa supremă, cum o numea el, corespunde cu ceea ce se va revela în creștinism, adică Dumnezeu. Ați înțeles? El nu a zis Dumnezeu, el n-a fost creștin, dar el, pe calea intuiției lui, a inteligenței lui superioare, a ajuns la această concluzie că există o conectare a minților, așa mărginite cum sunt, cu mintea suverană, mintea înaltă. Și că, de fapt, mințile umane, capacitatea omului de a reflecta, de a raționa, toate acestea sunt niște extensii ale minții umane, ale minții supreme, ale minții cerești. Împacă-te cu trupul tău, dar împacă-te și cu mintea ta. Împacă-te cu istoricul vieții tale, pe care nu-l mai poți schimba. Împacă-te cu originile tale. Împacă-te cu familia care te-a adus pe lume, în care ai crescut, familia ta de origine, de proveniență. Împacă-te cu familia. Și când zic împacă-te, nu mă refer la lucruri ieftine, să te duci acum să te împaci cu ei, că unii poate nu ne mai trăiesc părinții sau, știi, nu, bunicii sau. Poate nu mai trăiesc. Dar împacă-te în mintea ta. Ocupă-te de tine, iubește-te pe tine, prima treaptă a iubirii. Se referă să ajungi la această maturitate, să te accepți, să te îndrăgești pe tine exact așa cum ești, cu toate limitările tale. Aia nu înseamnă că ești mulțumit de tine, nu ești mulțumit, nu? Ai vrea să schimbi. Dar înseamnă să trăiești în mod matur, în mod frumos, elegant, nobil, cu ceea ce nu mai poți schimba, cu ceea ce așa va rămâne și poate chiar se va defecta în timp mai mult, poate se va deteriora mai mult, poate limitările tale, limitele tale și ale mele vor fi mai evidente în timp, nu să fie mai strălucitoare. Împacă-te cu tine, pentru că trupul tău, mintea ta, ceea ce ești ca ființă umană, e creația lui Dumnezeu.
A te iubi pe tine e un mod indirect de a-L iubi pe Dumnezeu, pentru că tu ești opera cui? A lui Dumnezeu. Singur că veți zice, dragii mei, și nu vreau să ne scape asta, bun, frate Ghiță, dar cum facem cu acele afirmații, mai ales ale lui Iisus? Când zice, cine nu se leapădă de sine. Și toate textele în genul ăsta, cu lepădarea de sine, dragii mei, îngăduiți-mi să afirm și vă rog să credeți că așa stau lucrurile. Dacă te uiți în contextul acelor afirmații, lepădarea de sine se referă nu la a te iubi legitim pe tine, ci se referă la excesele acestei iubiri. Înseamnă ambiții, înseamnă infatuare, înseamnă să te dai grozav, mă înțelegeți? Înseamnă să crezi despre tine mai mult decât ești. E un exces, acolo se condamnă excesul, sinele acela este euul, euul care ajunge la putere. De aceea când scrieți, ocupă-te de tine, puneți în paranteză, vă rog, fără egoism, fără egoism, până la limita egoismului. Așadar, mă iubesc pe mine, dar nu într-atât de mult încât să calc în picioare pe alții. Există așadar, frate Ghiță, o limită până unde iubirea de sine e corectă și unde devine un păcat, unde devine un scăzământ, o cădere, da, există o limită. Limita se numește egoismul. Când simți în tine egoism, adică când începe să fie vorba numai despre tine, când tot ce faci, tot ce spui, toate mișcările tale sunt despre, spre tine și despre tine, când simți că ai ajuns aici, ești în mare pericol. Mare pericol. Aia nu mai e iubire corectă de sine. Aia este o cădere, să ne ferească Dumnezeu. De aceea ocupă-te de tine și adăugați fără egoism. Rămânând deschis, iubitor, rămânând atent la ceilalți, dar în același timp având grijă de tine, pentru că dacă tu nu ai, nimeni nu are grijă de tine. Și trupul ți-a fost dat ca să ai grijă de el, ca o responsabilitate. Mintea ți-a fost dată să ai grijă de ea. Sănătatea ți-a fost dată să ai grijă de ea. În limitele posibile. Evident, noi nu avem putere de plină asupra propriei existențe. Tot ce ți-a fost dat în planul acesta foarte personal, ceva ce ține de identitatea ta, tot ce ți-a fost dat, ți-a fost dat nu ca să-ți bați joc, nu ca să te detești, ca să te desconsideri, ți-a fost dat ca să ai grijă de ea. Să ne ajute Domnul. A doua treaptă a iubirii. Dacă am zis pe prima treaptă, ocupă-te de tine, puneți vă rog la a doua treaptă, ocupă-te de ai tăi. Ocupă-te de ai tăi. Ne întoarcem la samariteanul milostiv și apoi vom defini ce înseamnă ai tăi. Pentru că acolo sunt vreo trei elemente. Priviți la samariteanul acesta milostiv, îl urmărim din nou în călătoria lui, se duce spre destinația propusă, pe drum, se întâlnește cu cel căzut între tâlhari, îl ajută, se pare că zăbovește o zi sau cel puțin o noapte, rămâne și el la hanul acela, că zic a doua zi a zis, adică ne gândim că o noapte rămâne la han, oricum trebuia să nopteze undeva, iar după ce a doua zi îl lasă pe acesta, el își continuă drumul, samariteanul mă refer, adică el nu-și modifică destinația, ați văzut, el nu modifică nimic. Vă rog să observați și detaliul ăsta, adică despre el e vorba, profesia lui. El nu modifică. Faptul că faci un bine nu înseamnă că îți pui viața, cum să zic, viața pe pauză. Tu nu uiți unde ești, tu nu uiți cine ești, tu nu uiți ce ai de făcut, da? Bun, și îl lasă la han, merge mai departe, presupunem că ajunge la destinație, presupunem că își rezolvă problema, presupunem că a mers cu folos, iar la destinație din nou, nu uită de el, se întoarce, călătorește înapoi, se oprește la han pentru a plăti dacă trebuia plătit în plus, iar după ce plătește, nu se oprește la han, nu uită de el nici la han, făcând bine, vreau să spun. Ci continuă drumul de la han, unde se întoarce, ziceți? Unde ne întoarcem cu toții în cele din urmă? Și eu mă voi întoarce după aceste trei zile. Acasă. Frumos e în călătorie. Frumos e în concediu. Frumos e într-un city break, după ce ai găsit pe cineva să lași pruncii și mergi numai tu cu soția. Frumos și sănătos. Frumos e într-o întâlnire cu prietenii, numai cu prietenii, ca băieți. Frumos. Frumos e într-o ieșire în care să facem un pic de mișcare, atâta cât putem, dar să facem.
Frumos e, îmi vine să zic dintr-un cântec, câmpul verde. Dar puneți între ghilimele tot ce înțelegem prin câmp verde, adică bucurie. Frumos e. Frumos e tot ce vom face în seriile acestea aici. Frumos e că facem cu inimă curată pentru Domnul, spre slava Domnului și spre zidirea noastră. Dar vreau să vă spun că oricât de frumos e la destinație, oricât de frumos e unde mergem, noi, mai devreme sau mai târziu, instinctual, ne întoarcem unde? Acasă. Acasă, unde uneori nu ai aceleași condiții care le ai unde ai fost. Nu? Cu toate că uneori hotelul în care noptez, eu, e mult mai luxos decât camera mea de acasă, eu las hotelul după o noapte, după două, maxim. Îl las. Nu mă bate gândul niciodată să mă mut acolo, să presupune că aș avea bani, dar nu mă bate gândul să mă mut. Eu nu mă mut la hotel, chiar dacă e mai luxos. Eu mă întorc în camera mea de unde? De acasă. Încerc să vă sensibilizez spunându-vă că acasă e ceva cu adevărat magic, cu adevărat special, că mirosul de acasă, că obiectele de acasă și mai ales, am lăsat la urmă ce era mai important, oamenii de acasă, ai tăi așa cum sunt, ai mei așa cum sunt, se pot face multe comentarii. Eu pot comenta de ai tăi și tu poți comenta de ai mei. Dar după ce ne-am săturat de comentarii, vom sfârși zâmbind, spunând și totuși, toți ne întoarcem la ei noștri. Omul acesta, samariteanul milostiv, să știți că nu-și abandonează familia ca să facă fapte de caritate. Samariteanul milostiv nu va umbla ca un om care și-a pierdut mințile, iertați-mă că zic și-a pierdut mințile, dar așa se cuvine, pe alte drumuri să mai găsească el care scăzuți între tâlhari. Nu. În traseu, în drum, inopinant, neașteptat, neprogramat, ajută pe cine a căzut. De acord, dar el se întoarce unde? Acasă. Și când l-a ajutat pe ăsta căzut și când i-a uns rănile cu un de lemn și vin și când l-a dus la Han și a plătit oricât ar fi trebuit plătit, a plătit fără să aștepte înapoi nimic. Când a făcut toate acestea, gândul lui din adânc, gândul lui din spate, era mereu unde? Unde e gândul nostru? Oriunde ne-am duce și oricât de mult bine am face? Acasă. Putem zice așadar cu dragă inimă să binecuvinteze Dumnezeu casele noastre. Cu toți din casele noastre. Ce înseamnă ocupă-te de ai tăi? Ce înseamnă ai tăi? Ai tăi înseamnă, dragii mei, trei lucruri pe care vreau să le enumăr. În primul rând, ai tăi care ți-au fost dați prin naștere, în sensul că noi intrăm într-o familie, cum eu am intrat în familia părinților mei și venim într-o familie, da? Și nu venim așa plonjând din cer, cum să zic, adică, ci venim prin naștere. Și atunci nașterea înseamnă, de fapt, ceva care te împinge într-o familie. Nici nu știm în ce familie nimerim după ce ne naștem, trebuie să ne facem mari ca să ne dăm seama cam cine-i tata și cam cine-i mama. Și după aceea frații mai mari sau frații mai mici, etc. Lucrurile se complică. Vreau doar să spun că ajungem în familiile noastre naturale, da, biologice, ajungem prin naștere. Nu ne-a întrebat nimeni dacă vrem aici, oriunde vrem. Bine că nu ne-a întrebat, că eram veșnic nehotărâți. Și plus că dacă ne întreba și spuneam că vrem acolo, după aceea și acolo se întâmpla ceva și ne părea rău, băi, de ce n-am ales dincolo? Și așa, să nu fie complicație, pur și simplu. De-aia nașterea e o chestie necruțătoare. Nu te întreabă nimeni ce părinți vrei, pe mine nu m-a întrebat, m-am nimerit cu părinții pe care i-am. Zic că îi am, deși tata e foarte bolnav, mama pe jumătate, dar încă îi am și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei. Dar m-am nimerit la ei. Nu m-au întrebat, vrei părinții ăștia? Nu m-am ales cu ei, dar să vă spun și invers. Nici pe ei nu i-a întrebat nimeni. Asta spune până la capăt. Vrei băiețelul ăsta? Nu i-a întrebat. Nu m-au zis, ia-l. Asta e al tău. Pleci cu el acasă. Vorba unui coleg de-a meu, simpatic, el e dintr-o familie cu mai mulți copii, peste 10. Și în fine, la ei, povești din familii mari, știi? Cu cât mai mare familia, cred, eu n-am crescut în familie mare, cred că și poveștile sunt mai savuroase. Și una dintre surorile lui, multele lui surori, zice că de mică se comporta
Și până când s-a făcut mare și când e mare, zice că se comporta total diferit de toată familia, total, în toate privințele, cum să spun. Deci se părea că asta nu e din familie. Acum băieții, zice că glumeau cu mama, asta se poate numai în familie, zice că glumeau cu mama din când în când și zicea, mamă, asta nu cred că e a noastră, adică nu cred că asta e născut-o dumneata, că mama zice că nu m-a ridicat din numeri și ea cu umor. Mama zice că nu m-a ridicat din numeri și zicea, măi, zice, nu știu ce să spun. Că ei ziceau, vezi că asta cred că ți-a încurcat-o la naștere, adică că se mai poate întâmpla, știi, din greșeal. Și mama a ridicat din numeri și zicea, ce pot să spun? E niciodată nu tăgăduit că o fie așa, nu? Ce pot să spun? E numai atâta. Că eu de câte ori, cum am tot fost de multe ori la maternitate, mie de fiecare dată ce mi s-a pus în brațe, aia m-a dus acasă. Deci mama niciodată n-a spus că poate că nu e așa, sau poate că... Ea a zis, mă băieți, eu ce să spun? Mi-au pus-o în brațe, iată. Nu mai putem duce înapoi. Normal că nu se mai primește la maternitate. Ce se dă de la maternitate, nu se mai duce înapoi. Corect. Și uite așa, familia biologică, de aceea devine o chestie complicată, familia în sine, oricare familie, pentru că ne aflăm acolo fără să fi vrut. Acolo e chiar fără să fi vrut. Numai ne aflăm și ne facem cu toții mari și devine din ce în ce mai complicat. Asta înseamnă ai tăi, ăia biologici, ăia pe care îi ai prin naștere, fie că nu, tu i-ai născut, fie că tu te-ai născut venind în familie. Adăugați, vă rog, că la ai tăi se referă și când mai târziu te faci mare și începi să ai prietenii tăi, adică oamenii apropiați, prietenii, ăsta ar fi cuvântul, prietenia, da? Toți avem câțiva oameni apropiați. Cum se deduce cine ți este prieten și cine nu ți este? Cum se... Îi pui în mintea ta, adică cum să faci clasamentul. Am citit undeva o recomandare și eu o aplic și mi se pare foarte corectă. Zice să te gândești așa, dacă ar fi într-o noapte să pățești un necaz, într-o noapte, ați văzut, necaz într-o noapte, necazul și ziua e greu, dar să zicem că e noaptea, în puterea nopții tu ai un necaz. Deci gândește-te dintre prietenii tăi pe care dintre ei ai îndrăzni să, oare ce vreau să zic, să-i suni, fără să te temi că-l deranjezi. Și ce că dacă pui întrebarea în felul ăsta și dacă stăruiești la răspuns și dacă te apuci să faci o listă, eu am făcut asta uneori, dacă faci o listă, vei avea o surpriză, vei vedea că lista aceea nu-i interminabilă, adică nu e o listă cum? Lungă. E întotdeauna o listă de care? Scurtă. Ăia sunt, ziceți, prietenii tăi. Ce sper eu, este că cei de pe lista mea, dacă lor li se întâmplă într-o noapte un necaz, și ei m-ar suna pe mine. Înțelegi? Adică eu sper că și eu sunt pe lista lor. Sper și vreau să fiu. Vreau să fiu. Vreau să știu că suntem pe ambele liste. Ai tăi nu înseamnă doar familia biologică. Ai tăi înseamnă și prietenii pe care îi alegi. Ăștia nu prin naștere vin. Ăștia prin alegere. Testezi relația aceea. Și ei devin, de-a lungul timpului, ai tăi și tu ești al lor. Și acum vă veți întreba, dar al treilea element, frate, că parcă i-am spus pe toți, naștere, prietenie, al treilea element este prin alianță, asociere. De exemplu, eu am doi copii, cum bine știți, am un fiu și o fică. Mă pot aștepta de acum înainte, oricând, să intre într-o relație de prietenie. Și fiul meu să-mi aducă prin căsătorie, ce? Pentru el va fi soție, dar pentru mine va fi ce? Noră, nu noră, va fi ce? Fică. Bine, n-am născut-o noi, nu așa, dar... Fică. Și fiica mea s-ar putea să-mi aducă de asemenea, să nu-mi spuneți ginere acum, vă rog, să-mi aducă un fiu. Ceea ce înseamnă că, hai să rămânem în termenii corecți, nu? Noră și ginere, înseamnă de fapt că familia noastră se extinde, devine o familie lărgită, mai mare, și că de fapt aceștia intră în familie, intră în relație și ei, deși n-au fost nici prin naștere, nici prin prietenie, ei devin din cauza pruncilor, cum să vă zic acum, din cauza căsătoriei, ei totuși devin, fie că vreau, fie că nu vreau, fie că îmi place, fie că nu-mi place, ei devin ai cui?
ai noștri, ai mei. Și eu trebuie să iubesc. Singur că și fiul meu, după ce va ajunge în situația asta, va mai avea încă doi părinți, așa, ca să aibă, știi? Că au avut doi, o să mai aibă doi, care se vor numi, cum? Socri. No, să-l văd. Să-l văd. Și fiica mea la fel. Și înțelegeți? Deci, pe toate planurile, și stai că avem cumnați, avem frați, apoi avem cumnați. Cumnatul nu e frate, dar cumva e ca un frate. Când zicem ocupă-te de ai tăi, zicem de fapt ocupă-te de ai tăi pe toate planurile. Ăștia biologici, ăia prin alegere care sunt prietenii și de asemenea aceia prin alianță, că se și spune că suntem rudenii prin alianță. Ăia prin alianță, ăia care intră în familia ta fără să te întrebe pe tine, adică tu n-ai niciun cuvânt acolo. La un moment dat tu nu controlezi asta, eu nu mai pot să controlez asta. Ce se cere de la mine nu-i să controlez și să fac eu tot felul de liste, se cere de la mine eu să am inimă largă, 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 să încapă, ziceți. Să ne ajute Dumnezeu. Doamne, ușor e de predicat despre El. Dar o familie, pe măsură ce copiii devin adulți, o familie devine atât de complicată și de complexă și devine ceva tot mai greu de iubit, deși familia ta e familia mea. Paradoxal sau nu, uneori parcă mai greu îi iubim pe ai noștri, parcă mai greu îi apreciem pe ai noștri. Nu sesizați asta? Parcă mai ușor pe străini, parcă mai ușor pe copiii altora. Parcă mai ușor ți se pare că părinții altuia, sau soția altuia, sau soțul altuia. Este ceva în noi, ca o luptă, să știți, interioară, pe care, haideți să o observăm în seara aceasta și să ne o conștientizăm. Este ceva în noi care, din cauza familiarității, că ne prea cunoaștem în familie, ne prea știm toate slăbiciunile, ne-am prea săturat unii de alții. Știți ce zic, ne-am săturat? În sensul că prea mult împreună. Din cauza aceasta se erodează cumva adevăratele sentimente și parcă nu mai reușim nici noi ca părinți față de copii să fim întotdeauna proaspeți, ce ar trebui să, nici ei față de noi, nici ei între ei. Să știți că a doua treaptă a iubirii, după ce te înveți să te iubești pe tine, este să iubești pe ai tăi. Iisus a venit la ai săi și ai săi, ziceți, nu l-au primit, surprizele au fost și la nivelul acela. Există texte în Scriptură, n-am să insist, bunăoară în 1 Timotei 5:8 spune: dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Mai rău decât un necredincios. Nu pot să concep un creștin care vine și cântă la biserică și predică sau se roagă frumos. Mă înțelegeți, care aici la biserică e exemplar. Nu pot să concep și el nu-și iubește ce? Familia. N-am spus că are familie perfectă, nimeni nu are. N-am spus că nu sunt probleme în familia lui, cum sunt într-a mea, de traseu. N-am spus că nu sunt tensiuni. N-am spus că nu trece familia prin anotimpuri. Ba da, trece prin toate anotimpurile. Ce am spus este că noi suntem chemați să iubim pe ei noștri, pentru că ei sunt ai noștri, ei rămân ai noștri și pentru că oricât de răi ar fi ai mei, copiii mei presupunem, oricât de răi ar fi, ei rămân acei copii răi, dar ai cui? Ai mei. Noi nu avem cazuri, probabil, în mediul nostru evanghelic. Sper că nu avem și nici să nu fie cazul. Dar mă emoționează să citesc, să aud despre părinți care au copii sau unul dintre copii e criminal. Criminal. A comis o crimă. Cunosc câteva cazuri un pic mai de departe, dar cunosc. Nu numai că am citit. Mă emoționează, credeți-mă, să aud, să știu că părinții aceia, sfâșiați de durere, cu un copil care este în închisoare 10 de ani, că pentru o crimă cu premeditare faci 10 de ani, cu regularitate părinții aceia și mai ales în zile cu semnificație, se duc unde? Se duc la închisoare, la pușcărie. Ar putea crede cineva că părinții aceia sunt pentru crimă? Sunt pentru crimă? Nu. Părinții nu sunt pentru crimă. Părinții sunt pentru pace, pentru fără violență. Ei nu se duc la închisoare la un criminal. Noi îl numim criminal și legea îl numește așa. Ei nu merg la un criminal. Ei nu zic, căutăm pe criminalul Ionescu Vasile. Ei când ajung acolo zic, să fie înduioșător și pentru oamenii de acolo.
Ei zic, am venit la pruncul nostru. Am venit la copilul nostru. Sunt părinți a căror una dintre fete sau uneori singura fată se prostituează. Sper că nu dintre noi, din mediile noastre, sper. Dar nimeni nu-i scutit. Când a început să o facă, să se prostitueze, vreau să zic, a fost o mare rupere, a fost o mare sfârșire în familie. O vreme părinții n-au vorbit cu ea. Îi putem înțelege, sper. A avut nevoie de timp. Dar ea a continuat pe drumul ei. Pe drumul ei. Iar la sărbători, în zile cu semnificație, părinții deschid ușa și ea vine unde? Acasă. Ei nu primesc o prostituată. Vă rog să mă credeți. E logic. Ei nu au chemat o prostituată acasă. Ei au chemat pe cine? Pe fata lor. Mă emoționează un Crăciun cu o prostituată la masă. Dar numai pentru noi e prostituată, pentru ei e fata lor. Fata lor. Cunosc și cazuri în sine în care soții fidele și-au iertat și și-au primit soții infideli acasă. Și nu s-au așezat la masă cu un infidel și nu l-au numit adulterinule. După ce va fi trecut tensiunea aceea inițială, el era cine? Soțul ei. Așa cum era. Soția, așa cum era. Încerc să vă sensibilizez, sper să reușesc, spunându-vă că nu e ușor să iubești pe ai tăi, nu e așa de ușor precum pare. Pentru că mai ales când ai tăi devin și ei adulți ca și tine, iar tu slăbești cu vârsta, cu bolile, poate slăbești și financiar, și ca ofertă de viață. Slăbești parcă pe toate părțile, parcă și spiritual începe a slăbi. Nervii, adică cum să zic, nervos, nu mai ai rezistența care ai avut-o. Când simți că parcă toate slăbesc la tine și parcă se înmulțesc provocările și problemele și tensiunile și parcă acum apare altceva la ai noștri, cu ai noștri, în familia asta lărgită, cu prietenii, parcă toți am luat o raznă. Să iubești nu e simplu. Seara aceasta se va încheia cu o rugăciune în care vom cere de la Domnul: Doamne, deschide-mi ochii, dar și inima pentru ai mei. Așa cum sunt ei. Nu pot trăi numai judecându-i mereu. Să știți că cele mai mari judecăți care le facem noi, le facem pentru ai noștri, nu pentru cei de afară. Să știți că cel mai greu cădem în păcatul judecății aproape lui, cel mai des judecându-i pe ai noștri. Și tot judecată e. Te aștepți ca fiul tău, fiica ta, deveniți majori acum, te aștepți ca să se comporte cum i-ai educat, cum trebuie să se comporte, te aștepți, știu, și eu mă aștept, să fie în linie, să fie nu buni, mai buni decât tine, asta vreau și eu. Și îți dai seama, de fapt, îți dai seama aproape în toate cazurile, că lucrurile nu merg așa, că nu întotdeauna ce semănăm aia și se cerăm. Și mai degrabă e ca în pilda aceea în care cineva noaptea o semănă neghină, nu știm noi cine, dar o semănă neghină. O, iubiții mei, oare v-am zis lucrul ăsta, dacă nu vi-l zic acum? Copiii noștri nu sunt copii ale noastre, deși noi am vrea să fie copii, adică dacă noi ne-am pocăit și ei se pocăiască, adică dacă noi ne-am botezat și ei să se boteze, știți? Dacă noi citim Scriptura zilnic și ei să citească, asta ar însemna că sunt, cum am zis, copii. Copiii noștri nu sunt copii ale noastre. Știu, seamănă într-o oarecare măsură cu noi. Știu, atât. Seamănă într-o oarecare măsură. Și uneori seamănă unde n-ar trebui să semene, culme. Copiii noștri nu sunt copii ale noastre. Copiii noștri, fiecare este o persoană individuală, o personalitate unică. Copilul meu e un altul. Nu e copia mea, e altul. Și după ce se face mare, îmi arată el că e altul. Are grijă să-mi arate că e altul.
Uneori nici măcar nu vrea să-mi arate. Pur și simplu îmi arată. E altul. El poartă propria luptă cu viața. El va avea propriile experiențe cu Dumnezeu. Mediul în care eu l-am crescut nu l-ajută decât până atunci, la vârsta aceea. La vârsta aceea, mediul nu-l mai ajută decât ca nostalgie, ca amintire, atât, ca o mică sămânță. Acum el. Iar eu trebuie să-l iubesc. Pe ei, pe părinții mei, ei pe mine, noi pe noi. Și când va veni o altă persoană, știți cum v-am zis, băiatul, fata, eu trebuie să fiu zâmbitor, eu trebuie să nu judec copilul nimănui, eu trebuie să nu... Ați înțeles? Să nu mă leg de copilul nimănui, că ăla e copilul altcuiva. Eu trebuie să fiu un gentleman. Eu voi fi pus în gardă de copiii mei, atenție, tati, să nu ne faci de râs, cred că așa o să-mi zică. Bun, dar v-am făcut până acum, nu, dar acum e foarte important. Înțelegeți? Alt nivel... A doua treaptă, așadar, este ocupă-te de ai tăi. Iubește-i pe ai tăi. Adăugați, vă rog, în paranteză, e și aici o paranteză. Iubește-i fără posesivitate. Fără posesivitate. Posesiv. Ce înseamnă posesivitate? Agresivitate. Posesivitate înseamnă cicăleală. Îl potopești cu cuvinte. Până nu mai suportă. Chiar dacă tu spui numai versete din Biblie, la un moment dat nu mai contează. Nu-l potopi cu cuvinte, nu-l cicăli. Nu fă lucruri în locul lui. Nu-l subestima, nu-l, mă înțelegi? Nu-l iubi posesiv. Nici soțul nu-ți iubi posesiv, soția nici invers. Lasă-i spațiu de mișcare, lasă-i libertate. Fiecare e un altul, are o personalitate proprie. Iubește-l cu respect. De fapt, noi rămânem într-o relație cu Dumnezeu pentru că Domnul ne iubește fără să fie posesiv cu noi. Ne iubește acordându-ne respect. Noi suntem într-o relație de iubire, dar o relație liberă de iubire pe care o alegem, o exersăm prin această libertate. Să ne ajute Domnul fără posesivitate să iubim. Că posesivitatea viciază iubirea. Este o limită până la care trebuie să iubim pe ai noștri? Da. Limita este până la posesivitate. Atunci deja devine rău. Tot ce a fost bun devine rău. A treia treaptă și ultima, iertați-mă că ne-am lungit cu primele două, dar la a treia o să fim mai scurți, că primele două nu prea se predică, a treia se tot predică. Ocupă-te de străini. Ocupă-te de străini. Samaritianul milostiv, la care ne întoarcem pentru ultima dată, personajul acesta principal al pildei și care ne impresionează mereu și mereu, are o atitudine față de cel căzut între tâlhari, aproape parentală, ca un părinte. Pur și simplu îi se face milă de el, apoi trece la acțiune, după cum vedeți. Îi unge cu un de lemn și vin rănile, care un de lemnul și vinul era pe vremea aceea și un fel de medicament. Îl pune pe asinul lui, adică își pune resursele la bătaie, îl ia în mașina lui, cum am zice, da? Deși noi ne gândim uneori dacă luăm pe cineva accidentat sau nu luăm, pentru că bancheta se poate să murdărească de sânge, da? Eu m-am gândit la asta de câte ori am fost în situație. Poate dumneavoastră nu v-ați gândit, dar eu m-am gândit la chestia asta. La detaliul ăsta. El îl suie pe asinul lui, pe dobitocul lui, pe animalul lui de călătorie, bun, îl suie, îl duce la un han, rămâne cu el peste noapte, lasă bani pentru îngrijire și spune, ce mai cheltuiești? Mă treci pe caiet, iar când mă întorc, plătesc. N-ai treabă cu el. Pentru el plătesc? Eu. Este aici o succesiune de facere de bine și este un fel de facere de bine care devine tot mai amplă, observați, cu tot mai mare cheltuială, tot mai adânc, tot mai adânc, tot mai adânc. Și nu avem noi timp acum, nu-i scopul acestei seri, dar se poate face o analiză pe facerea de bine, adică de la sentimentul de milă până la când mă voi întoarce plătesc, adică până la angajamente mari, angajamente pe termen lung, să spun așa. Că milă ni se face la toți. Dar ca să mergem până la capăt ca samariteanul milostiv, numai câțiva mergem. Înțelegeți? Dar milă ni se face la toți. Toți suntem emoționați. Vai, săracul! Dar la spital câți ne duce?
Când ce nu prea suport spitalul, mi-a zis acum recent cineva din biserică. Și era rudenie cu el, că de-aia m-am mirat. Și am spus, frate, du-te, că noi nu ne putem duce păstorii astăzi, nu știu cum a fost. Du-te până la el. Cum nu m-aș duce eu, frate Ghiță, mi-a zis, era rudenia lui. Dar zice, nu suport spitalul. Atunci i-am și zis, nu știu dacă am făcut bine, dar i-am zis, frate, nici noi nu-l suportăm. Și zic, mă întreb, cine îl suportă? Dar zic, în termeni ăștia punem problema. Doar nu merge nimeni la spital în vizită, ca la catedrală. Doar nimeni nu merge la spital pe picioarele lui. Și dacă merge pe picioarele lui, merge cum merge. De obicei, toți suntem duși la spital. Ăla e locul în care ești dus, măi, nu te duci tu. Te du. Vai, că nu-mi place mirosul ăla. Să nu te audă Dumnezeu, i-am zis. Că vin vremuri în viața noastră, că pe acolo mergem, pentru că nu ne place mirosul ăla. Vreau să spun că samariteanul milostiv se ocupă de un străin. Notați-vă, rog, cuvântul străin. Nu era în neamul lui. Nu era din familia lui, nu era dintre prietenii lui, nu era colegul lui de afaceri, nu era partenerul lui de business, nu era. Se ocupă de un străin, de un anonim. Subliniați cuvântul străin. A treia treaptă și cea mai înaltă a iubirii, extensia maximă a iubirii noastre creștine, este ca ne iubim pe noi și pe ai noștri, dar în timp ce facem asta, când se ivește ocazia, ai înțeles? Asta se ivește, asta nu trebuie să o cauți. Iubește, implică-te, ocupă-te, fă tot ce poți, nu ce nu poți, tot ce poți, uneori pentru câte un străin. Vreau să vă argumentez lucrul acesta, dragii mei, prin câteva pasaje din Scriptură. Uitați-vă în 1 Timotei 2:1, unde spune, vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni și apoi se dă o listă și în cele din urmă spune apostolul Pavel să faceți rugăciuni pentru toți oamenii. Adică să extindeți rugăciunea voastră de la cei pe care îi cunoașteți, bun, când se termină lista, la urmă să ziceți, Doamne, mă rog pentru toți pe care nu-i cunosc. Numai pentru asta înseamnă că să te rogi toată lista să mai ajungi acolo. Roman 12:13, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie și zice, fiți primitori de oaspeți. Și în spatele cuvântului oaspete, să știți că stă un cuvânt grecesc, da? Care se traduce prin străin. Exact. Oaspete în Scriptură și în textul acesta, mai avem un text în Evrei, știți? Că zice, să fiți primitori de oaspeți, spune un Evrei 13, cred că, fiți primitori de oaspeți, căci unii, fără să știe, tot primind oaspeți, au găzduit pe cine? Pe îngeri. Pe îngeri. Îngeri cu chip uman. Iar acolo, fiți primitori de oaspeți, este fiți primitori de, nu mai ziceți oaspeți, străini, că te îngrozești numai la gândul ăsta. Înseamnă că a fi primitor de oaspeți, a fi ospitalier în sensul Scripturii, în sensul cel mai înalt, în forma a treia de iubire, în treapta aceasta a treia, înseamnă că nu se referă la a-i primi pe prieten, că dacă eu primesc numai prietenii la mine acasă, prietenii mei, și apoi ei mă invită să mă duc și eu la ei, dar dacă eu primesc numai prieteni și numai prieteni, eu niciodată nu am șansa să găzduiesc pe îngeri, că eu știu bine că prietenii mei nu sunt niciunul unui înger. Că doar îi cunosc, că-s prietenii cui? Ai mei. Și ei știu că eu nu sunt înger. Păi dacă numai prieteni primim, înțelegeți? Noi nu mai avem șansa niciodată să găzduim îngeri. Găzduim prieteni. Bun. Plus că asta nu se pune la găzduire. Mă înțelegeți cum zic? Asta e prietenie, asta e altceva. Adică îi chem la mine la masă, că după aceea mă cheamă și ei. Nu-i chem cu gândul ăsta, dar normal că așa vor merge lucrurile, ceea ce e frumos. Dar de regulă iubim pe cine ne iubești. Imaginați-vă, vă rog, să primești un străin în casă și să fii cu ochii în patru. De obicei, străinul, ăla care are nevoie să găzduiască la tine peste noapte, se presupune că nu are bani de hotel. Deci despre ce străin vorbim? Nu are bani de hotel. Se presupune că e flămând și când îl pui la masă, mănâncă cu mâna, plescăie. Nu mănâncă așa civilizat, că el e flămând. La voi în casă nimeni nu-i flămând, nici la noi. Ăla e flămând. Se mai presupune că e dat cu un parfum pe care nu l-ai găsit în parfumerie până acum. El are un parfum aparte pe care tu nu l-ai găsit în parfumerie. Te întreb, de unde s-a dat el cu parfumul ăsta? Știți de unde? Dacă are nevoie de
cazare înseamnă, înseamnă că nu s-a spălat de mult, ci deja e un parfum natural, izbitor de natural. Plus că dacă e bărbat, ai acasă pe soție, normal, soția ta, cum a fost cazul meu, încă o fată, am două fete în casă, bun, cu strângere de inimă, erați unde e dormitorul lui. Mie mi s-a întâmplat de două ori în viață, știu că e foarte puțin, știu, să găzduiesc un străin, chiar străin, de două ori în viață, și aproape îmi vine să zic că n-aș mai repeta experiența. Nu s-a întâmplat nimic, dar orice putea să se întâmple. Admiteți, da? Peste noapte cu un străin în casă. No, nopțile alea, în cazul meu, eu am dormit iepurește. Știți cum se dorme iepurește? Adică mai mult n-ai dormit. Adică tot am patrulat pe acolo și mi-am făcut de lucru și nu m-am văzut eu să se facă ce? Să se facă dimineață. Și i-am dat bani mai mulți decât m-am gândit seara. I-am dat bani nu să stea, i-am dat bani ce să facă. Să plece. I-am dat mulți, mulți pentru momentul. Numai să plece. Și după ce am închis ușa în urma lui, am răsuflat cum? Ușurat. Deși nu s-a întâmplat nimic. Nimic. Orice putea să se întâmple. Nu vreau să dramatizăm, vreau doar să spun că atunci când reușești să iubești pe străin, și nu mă refer neapărat să-l duci acasă, pot fi și alte forme de a-l ajuta și chiar recomand să îi plătim undeva, așa am mai făcut. Mi se pare mult mai corect. Și tot e o formă de ajutor. Dar atunci când ajuți un străin, intri într-o relație cu cineva care s-ar putea să-ți facă la un moment dat cum? Rău. Probleme. E un risc. Și cu a tăi te riști când îi ajuți. Bă, cu a tăi, dar cu un străin. Vă aduc aminte de asemenea că în Scriptură, chiar în Vechiul Testament, Domnul a educat poporul său spunând, vedeți că nu sunteți numai voi de voi, vedeți că din pământul ăla când recoltați, trebuie să lăsați o parte pentru cine? Pentru văduvă, orfan și pentru mai cine? Pentru străin. Vedeți că străinul trebuie să simte bine la voi, vedeți, nu vă comportați urât cu străinul. Adu-ți aminte, zicea prin profeți, că și tu, Israele, ai fost cum? Străin cândva. Iubește-i pe străin. Vreți un exemplu celebru de străin, de emigrant din Scriptură? Rut este exemplu acela. Rut. Rut care vine și n-avea pe nimeni, pe nimeni, ea nu aparținea poporului Israel. Ea care vine însoțindu-o nu pe mama ei, ci pe soacra ei, cum bine știți, și ajunge pe ogorul lui Boaz și Boaz își ridică privirea și vede o tânără, de altfel probabil atrăgătoare. Poate și asta a remarcat bărbăția din el. Și zice... Cine este? Cum o numește? Străina aceea. Îi zice pe nume. Înainte de a ști că o cheamă Rut, o cheamă acum. Străină. Nu vreau să mergem prea departe. Vreau să vă spun că înainte să ne cheme cum ne cheamă și să fim cine suntem, toți am fost străini. Străini de legăminte, străini de împărăție, străini de cale, străini de Domnul, străini de noi și numai El ne-a dat o cetățenie, ne-a dat o apartenență. Slăvit să fie El. 1 Petru 4:9, fiți primitori de oaspeți fără cârtire. Filipeni 4:5, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. De toți oamenii. Adăugați, vă rog, în paranteză, și aici există o paranteză. Ocupă-te de străini, fără mesianism. Fără mesianism. Adică, atunci când ajuți un străin, să nu cumva să crezi că l-ai salvat definitiv. Nu l-ai salvat decât un pic. N-a rămas pe stradă pentru o noapte. O noapte e una dintre multe, multele nopți. Ocupă-te de străini, fă tot ce ține de tine, fă ca pentru Domnul, bravo! Dar fără mesianism, în sensul că un om nu poate salva un alt om. Singurul care poate salva omul e Hristos. Tu doar faci un bine de traseu, un bine temporar, care e un bine, nu e un rău. De aceea, nu ne trezim în fiecare dimineață cu mesianismul în minte. Poate pe cine salvăm noi? Nu. Salvează-te pe tine însuți. Și dacă poți, salvează-i un pic pe cine? Pe ai tăi. Pe ăștia, pe străini, îi ajuți, dar nu îi salvezi.
Ajutorul tău, apoi ajutorul altuia, gestul altuia, știți, iubirea altuia, când se adună undeva spre finalul vieții străinului, s-ar putea să facă de o mântuire. Știți cum zic? Să facă de o schimbare. S-ar putea, adică Dumnezeu să se folosească de acestea, nu că ăstea îl schimbă. Da? Dumnezeu se va folosi de gesturile tale. Dar asta este cea mai înaltă treaptă, să ajuți un străin. Pentru că toți suntem la început de an, închei cu această urare, poate neașteptată. Te rog, propune-ți anul acesta nu doar pe tine să te iubești și pe ai tăi, ci zi așa, Doamne, rânduiește-mi Tu, că doar nu umbli în căutare, rânduiește-mi Tu câteva ocazii, câteva, că poate nu sunt stare de multe, câteva ocazii anul acesta să ajut câțiva străini, câțiva care nu pot să-mi dea înapoi niciodată, câțiva pe care nu-i mai întâlnesc niciodată. Și când îl iubești pe străin, atunci semeni cu Dumnezeu. Semeni cu Hristos, care așa ne-a iubit pe noi, străini cum eram, slăvit să fie El. Amin.